Salut, dragi prieteni! Bun venit pe canalul de YouTube Xtoria, locul unde istoria contează. Țin să vă mulțumesc din suflet pentru suport. Abonează-te la canal acum și activează clopoțelul pentru a fi la curent cu ultimele noutăți. Bătălia de la Oituz. Primul război mondial a antrenat zona Oituzului de două ori în lupte aprige, în care mii de soldați și-au dat viața pentru apărarea pământului strămoșesc. După crâncenele bătălii din toamna anului 1916, dealurile ce mărginesc valea Oituzului aveau să fie din nou răscolite de obuzele artileriei în ceea ce istoria consemna drept bătălia de la Oituz. Pe aici românii au demonstrat că nu se trece, oprind ofensiva trupelor austro-ungare și nemțești ce doreau să prindă ca în clește armata română și să o scoată din luptă. Cunoscută în rândul istoricilor drept cea de-a treia bătălie de la Oituz, în campania din anul 1916 s-au dat două bătălii în sectorul Oituzului, prima în perioada 11-27 octombrie, iar a doua în perioada 10-15 noiembrie, aceasta din urmă avea să fie definitorie pentru întreaga soartă a războiului. Armata germano-austro-ungară dorea cu orice chip să scoată România din război, încercând concomitent pe la Mărășești și pe Valea Oituzului, inclusiv Valea Cașinului, Valea Trotușului, să-i prindă din două direcții pe soldații români și să-i înfrângă. Astfel ar fi avut asigurate o bună parte din resursele necesare pentru continuarea ofensivei, petrol, cărbun sau alimente, îndreptându-se către zona Odesei. Totuși, cu prețul vieții lor, românii au demonstrat că pe aici nu se trece, cum a rămas dictonul generalului Eremia Grigorescu legat de pasul Oituz, dicton ce a fost preluat ulterior și pentru Mărășești, unde s-a spus că nici pe aici nu se trece. Trebuie făcută mențiunea că aceste lupte nu au fost date doar pe teritoriul actualei comune Oituz, ci pe un areal mult mai larg. De altfel, comuna Oituz nici nu exista, ci se numea Grozești. Luptele denumite generic drept luptele de la Oituz au cuprins un areal mult mai mare, respectiv bazinele râurilor Cașin, Oituz și Trotuș. După consolidarea pozițiilor forțelor puterilor centrale în anul 1916, între soldații ruși și cei inamici se ajunsese chiar la prietenii, mărturisește istoricul Constantin Chirițescu în povestea Sfântului nostru război, publicată în 1930. Soldații ruși ieșeau seara din zona lor și chefuiau, împreună cu cei aflați în tabăra dușmană, mergeau la băile termale de la Slănic, de parcă nemții și austro-ungarii ar fi fost aliați, nu inamici. Când au fost aduse trupe române în zonă, povestește Chirițescu, inamicii erau surprinși când în locul pachetelor sau manifestelor aruncate în tranșele române, românii le răspundeau cu gloanțe. În plus, linia frontului era cu tranșee prost făcute, neîntărite, pari de la sârma ghimpată rar și slăbiți. Acțiunile din august 1917 au început printr-o acțiune ofensivă a armatei germano-austro-ungare, aparținând grupului generalului Geroc, care făcea parte din ansamblu puternicei ofensive pornite pe direcția Mărășești la 6 august și care urmărea străpungerea munților Oituzului. Apărarea a fost încredințată armatei a doua române, comandată de generalul Alexandru Averescu și respectiv armatei a noua ruse. Armata a doua română trebuia să împiedice, în cooperare cu trupele de la flancul stâng al armatei a noua ruse, pătrunderea inamicului spre zona carboniferă și petroliferă din triunghiul Târgu Ocna, Moinești, Comănești, precum și dezvoltarea ofensivei acestuia în lungul Oituzului și Trotușului spre Onești și Aiud. Raportul de forțe și mijloace în cadrul operației de la Oituz era favorabil inamicului. Grupul Geroc dispunea de 54 de batalioane de infanterie, în timp ce armata a doua română dispunea de 34, raportul forței de 1,6 la 1. La trupe de cavalerie, grupul Geroc dispunea de o divizie, iar armata a doua română de o brigadă, raportul de forțe fiind de 2 la 1.
De asemenea, grupul Gerog dispunea de un total de 200 de piese de artilerie, iar armata a doua română de 104 piese de artilerie, raportul de forțe fiind de 2,3-1. Pe direcția loviturii principale, inamicul dispunea de o superioritate evidentă de 3,5-1 în infanterie și 3,8-1 în artilerie. Ofensiva grupului de armate von Gerog s-a declanșat în zona Oituz, Târgu Ocna, în ziua de 8 august 1917. Pe 8 august 1917, văile Slădicului, Oituzului și Cașinului începură să răsune de glasul tunului, iar povârnișurile munților se umplură de trupe austro-germane ce se îndesau să coboare spre Trotuș. Bătălia de la Oituz începuse. Ea se desfășura simultan și paralel cu cea de la Mărășești, scria Constantin Chirițescu în cartea Istoria războiului pentru întregirea României 1916-1919. Operațiunea de la Oituz s-a desfășurat în două etape. Prima etapă între 8 și 18 august și-a cuprins luptele desfășurate de trupele române pentru zădărnicirea primei încercări a Corpului 8 Armata Austro-Ungar, subordonat grupului Gerog, de a pătrunde spre Onești. Cea de-a doua etapă corespunde confruntărilor înverșunate dintre 19 și 22 august, când o nouă tentativă a inamicului de a pătrunde pe aceeași direcție a fost respinsă. Cele mai dramatice momente ale bătăliei au fost atacul Cireșoaiei pe 12 august, care a rezolvat criza în favoarea armatei a doua române, și lupta de la Cojna din 20-22 august, care încheiase victorios pentru armata română bătălia de la Oituz. Împreună cu izbânda de la Mărășești, victoria din bătălia de la Oituz a zădărnicit planul strategic al adversarului și a împiedicat trupele germano-austro-ungare să pătrundă pe Valea Trotușului. Pe 12 august 1917, românii au recucerit coasta Cireșoaiei, care domina orașul Târgu Ocna. În aceea zi, alte unități românești au asaltat creasta Cojna la nord de Slănic. Trupele lui von Gerog s-au izbit de un baraj de netrecut și au fost nevoite să renunțe temporar la ofensivă. După bătălia de la Cojna, ultima încercare a austro-germanilor de a rupe frontul nostru era zdrobită. De ciudă, dușmanul începe o bombardare furioasă a Târgului Ocna. Bătălia de la Cojna, ultim eco al marii bătălii de la Oituz, se încheia la lumina sinistră a incendiului orașului pustit, dar cu ea se stingea definitiv și nădejdea străpungerii frontului românesc din munții Oituzului și a cuceririi văii Trotușului, mai arată istoricul Constantin Chirițescu. În luptele din august 1917 de la Oituz, armata a doua română a oprit ofensiva dușmană cu prețul unor jertfe dureroase. Între 8 și 22 august 1917 au căzut în lupte 1800 de ostași, din care 52 ofițeri. Au fost răniți 4850, dintre care 143 de ofițeri și 5700 de dispăruți, dintre care 27 din cei dispăruți au fost ofițeri. În total, peste 12.000 de luptători. Inamicul a înregistrat la rândul său pierderi deosebit de mari. Spre exemplu, numai în luptele de pe dealul Cojna, divizia 70 Infanterie Austro-Ungară a pierdut 1700 de soldați. Operațiunea de apărare de la Oituz, încheiată cu o strălucită biruință a forțelor române, s-a evidențiat prin caracterul ferm, dinamic al acțiunilor de luptă. Armata a doua română a oprit ofensiva grupului Gerog, zădărnicindu-i toate încercările de a înainta spre est și a face joncțiunea cu armata noua germană înfrântă și ea la Mărășești de către armata întâi română. La mijlocul lunii august, marele cartier general german și comandamentele grupurilor armate ale arhiducelui Iosif și feldmareșalului Mackensen au renunțat la proiectul zdrobirii forțelor româno-ruse din zonele meridionale și vestice ale Moldovei. Decizia lor adoptată, sub impactul înfrângerilor de la Mărăști, Mărășești și Oituz, exprimă în fapt abandonarea strategiei de relansare a războiului de mișcare în spațiul dintre Carpați
Dunăre și Marea Neagră în întreaga Europa de răsărit. Numeroase personalități din epocă au reliefat interdependențele dintre frontul român și frontul de est. Washington Post scria la 19 august 1917: bătălia cea mai sângeroasă pe care a dat-o armata română vreodată nu s-a sfârșit încă. Pe un front de peste 100 de mile de la Valea Slănic și până la Galați, luptele continuă cu inevitabilele înaintări și retrageri, dar în ansamblu având un curs favorabil pentru aliații noștri. Situația a fost practic restabilită la pasul Oituz, unde trupele române, după strălucite contraatacuri, au reușit să respingă pe inamic, cauzându-i pierderi teribile. Din păcate, rezistența de la Oituz nu a putut fi exploatată. În octombrie 1917 a avut loc Revoluția Bolșevică în Rusia, astfel că aceasta a ieșit din război. România rămăsese singură în conflict direct cu toate puterile centrale. Astfel, în noiembrie 1917, România a semnat un armistițiu cu puterile centrale. Eroii de la Oituz au fost toți cei care și-au dat viața pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe, însă unii dintre soldați au dat dovadă de mai mult eroism decât alții. Printre aceștia, numărăm pe caporalul Mușat Constantin, care a rămas în memoria colectivă datorită eroismului său. După ce și-a pierdut un braț, acesta ar fi putut să fie lăsat la vatră, însă a refuzat. A preferat să lupte în continuare cu un singur braț, aruncând grenade, dându-și viața pe 12 august. Dovada eroismului său este monumentul său de pe dealul Coșna, acolo unde și-a dat ultima suflare. O altă persoană foarte importantă care a luptat aici este Camil Petrescu. Acesta a fost luat prizonier și din aceste experiențe s-a născut romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. De asemenea, tot din aceste lupte s-a născut romanul Fata moartă, ce are ca subiect bătăliile din aceste zone. Referitor la această zonă a Carpaților, unde mii de oameni și-au dat viața pentru pământul strămoșesc, generalul Jenica Apostol, istoric militar, a declarat la sfârșitul lunii iulie, în cadrul unui simpozion ce a avut loc la Bogdănești-Bacău și dedicat luptelor din zonă: în aceste zone trebuie să pășim cu smerenie, deoarece oriunde călcăm, este posibil să fie locul de unde un suflet s-a înălțat spre cer. Amintirea luptelor ce au fost date pe aceste meleaguri stau cimitirile eroilor din aproape toate localitățile, precum și monumentele ridicate în memoria lor. În fiecare cimitir își dorm somnul de veci minimum 2000 de eroi cunoscuți sau necunoscuți care au pierit în război pentru reîntregirea patriei. Cei ce căzut au pentru țară pe lanul câmpului bogat, jerfind o întreagă primăvară, nu au murit, ci au înviat. Pentru a fi la curent cu ultimele noutăți, nu uita să te abonezi la canal. Totodată, orice like, share, subscribe mă poate ajuta în viitor pentru dezvoltare de conținut nou. Țin să vă mulțumesc din suflet pentru suport. Vă salut cu prietenie și respect. Pe data viitoare!